Un fenomen astronomic spectaculos va putea fi văzut în următoarele zile de pe teritoriul României. În intervalul 11-16 decembrie va avea loc o fascinantă ploaie de meteori, cunoscută sub denumirea de Geminide. Această fenomenală manifestare astronomică reprezintă cel mai intens curent de meteori al anului, oferind un spectacol impresionant de lumini strălucitoare. În noaptea de vârf se estimează că vor fi vizibili consecutiv peste 1000 de meteori, creând un tablou cosmic captivant. Curentul de meteori Geminide vine să decoreze bolta cerului cu mii de stele căzătoare într-un spectacol fantastic la sfârșit de an. Anul acesta sunt condiții ideale de observare a curentului de meteori Geminide, luna lipsind de pe cer, iar maximul teoretic se va întâmpla în timpul nopții din Europa, deci favorabil și pentru România, a prezis Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori. Ploaia de meteori are loc în intervalul 19-24 decembrie, atingând punctul culminant în perioada de 13-14 decembrie, când se estimează că poate genera sute de meteori pe oră. Aceștia se deplasează cu o viteză medie de 34 de km pe secundă. Sunt strălucitori și viu colorați și fac un adevărat spectacol în cădere. Radiantul curentului de meteori, echivalent cu punctul surs al Geminidelor, e vizibil pe cer odată cu apusul soarelui și este singurul curent major de meteori care rămâne pe bolta cerească timp de peste 12 ore într-o noapte. Comparativ cu activitatea Perseidelor, de exemplu, este observabilă pentru maxim 7 ore în noaptea de vârf, relatează Antena 3.ro.